Ce mă enervează? Ce te enervează, Fire? Faptul că o să vedeți pe parcurs. Așa. Dar pare că... Bine, acum nu vreau să-l buliesc eu indirect pe om. Spune, spune. Dar pare că mai mulți oameni din acest bathhouse nu prea îl înghit pe băiatul ăsta. Ia uzi, mă, nu m-a înghițit! Cum adică tu ești... Mua, ești fratele meu! Aia zic. It's Fire? Oare tu nu mă înghiți? Ce mă mai enervează? Bă, n-am stemit, am simțit bucuria cu Fresh. Super mulțumim că ai venit în baza. Băi, nu, eu vă mulțumesc. Guys? Da. Oh, da, bună ziua! Salut, domnule! Noi ne-am cam rostuit așa în glumă zilele astea, dar trebuie să o facem la un nivel pro. De aceea... Chiar vrei să ne detestăm? Este seara de rost. Oh, da, de când așteptam! Aveți o oră la dispoziție să vă scrieți niște idei, iar Drăcea este aici special ca să ne ajute cu asta. O să te surprindă sfatul meu, dar la rost trebuie să fie amuzant. Ne schimba viața. Da, sunt mulți care nu știu treaba asta, dar asta ajută cel mai mult. Wow. Ești amuzant, okay. E super ok. Ok, o să-mi schimb complet mersul vieții de acum. Voiai să plângem, dar nu e cazul. Cu râs trebuie. Ok, o să râdem atunci, încerc să fac să... O să plângă colegii mei, o să râd de ei, nu? Așa, așa zi-mi și mie, domnul meu, cum aș putea să cădesc o serie de glume, astfel încât să nu-i fac pe amicii mei să plângă complet și să mă deteste. Știi, adică, știi la ce mă refer? Adică, la finalul zilei să rămânem prieteni, dar în același timp să pot să fac mișto de ei, blana rău de tot. Insultei de un subiect sensibil, dar în rest poți să-i cercem. Da, dar subiectele sensibile sunt cele mai amuzante. Cum se creează rostul perfect? Au trebuit să dea cap după. În același timp să pot să fac mișto de ei, blana rău de tot. Insultei de un subiect sensibil, dar în rest poți să-i cercem. Da, dar subiectele sensibile sunt cele mai amuzante. Oricum au început să vorbească despre poliția PC, despre dictatora corectitudinii politice. Se creează rostul perfect. De ce trebuie să mă leg prima dată? De om. De orice vrei tu să te duci. Ok. De cum arată, de ce gândește, de ce a făcut. Comparațiile merg, să-l compari. Da, lejer. I love this. Ok. Eu nu sunt o persoană amuzantă deloc, nu am... Ești atât de prost încât ți se spune prostul! Hey. Glumele sunt foarte serioase de fel. Așa. Așa că nu știu cum o să meargă asta. Poți să-mi vin chestia asta? Așa că poți să folosești asta în sensul tău, uite cum s-a lipit sfatul ăsta, fii serioasă. Cum adică? Stai, explică mai mult, că... Poți să le zici foarte serios. Cum adică? Adică să zici text rău foarte serios. Crezi că ar trebui să încep cu o persoană anume sau poți să încep cu oricine? Poți să încep cu alea mai light. La cine ai glume mai ușoare poți să începi așa. Ok. Ca să nu fie din prima foarte greu, că după aia nu se mai placă nimeni. Să-mi dai în familie și în relații, dar am înțeles că e fratele tău aici, nu? În el poți să dai cât vrei. Exact, e fratele meu. Și ți-ai iurea sau vrei să dai? Băi, eu vreau. Zi liniștită. Și lui am zis la... Doamne, ce p***a mea e nereglă cu voi, bă, că mi-e și... Omul ăsta trebuie să meargă la roast-ul Bathhouse. Fabrica de funduri. That doesn't even make sense. Cum fabrica de funduri? Ești ratat. Educatul. Name checks out. Aoleu, ce ne faci? Ce ne faci? Și ce sfat îmi dai? Cum ar trebui să spun glumele? Serioasă? Ca să râdă lumea? Sau? Poți să le zici relaxat, să nu faci actorie. Să le zici cum e normal, fără să... Da, ca și cum vorbesc acum cu tine, nu? Exact așa. Începe cea mai interesantă parte din acest episod, roasturile noastre. Așa că îi predau lui Claudiu ștafeta să vorbească frumos despre colegii noștri. Da, bună seara! Bine ați venit la roast! Nu mi-am aplaudat că o să mă urâți în curând. Sunteți gata? Da! No! Începem cu Cezara. No! Dragă de ea. Unghiile Cezare. Se rupe aproape la fel de ușor. Nu trebuie să te oprești acolo. Ai obținut deja găsetele, trebuia să te oprești. Cum se rupe ea după orice trepără la modă. Oh! Se rupe aproape la fel de ușor cum se rupe ea după orice trepără la modă. Oh! Wow! Se mai dă și cu skate-ul Cezara. Prin skatepark, pe aici. Și se uită la anime-uri. Deci putem spune că Cezara se uită după Pokémon, dar Pokémonii nu se uită după Cezara. Trecem mai departe. Denis Matroș seamănă cu Harry Potter după o lună în Bathhouse. O săptămână! Bine, ok. Domnișoara Alexa, după cum știm, cea mai bătrână din Bathhouse. În liceu era colegă de bancă cu Iliescu. Are Biblia cu autograf. Când s-a dus recent la filmul Jurassic Park, se simțea nostalgică. Vlad Neamțu, persoană de care mi-este frică. Vlad Neamțu seamănă cu cartoful ăla cu vârf negru și ars pe care îl aruncăm de la mec întotdeauna. Când îl asculti pe Vlad Neamțu cum vorbește, e aceeași senzație ca atunci când calci cu șosete în apă în baie. Și Vlad Neamțu îmi dă același vibe ca și Michael Jackson. Adică e foarte talentat, dar nu l-aș lăsa încă copiii mei. De ce râd toți? Is that like o glumă între ei sau? I don't get it. De ce aplaudă? E amuzant că e gen că l-a făcut pedofil? I don't get it. De ce nu l-ar lăsa? Adică vreau să înțeleg, chiar vreau să înțeleg. De ce nu l-ar lăsa pe lângă copiii lui? Stai, hai să mai ascultăm o dată, poate ce prost. Și Vlad Neamțu îmi dă același vibe ca și Michael Jackson. Adică e foarte talentat, dar nu l-aș lăsa lângă copiii mei. De ce? Că e o influență proastă? For what reason? N-ar trebui să explice în glumă? De... Nu înțeleg. That was just fucking weird. Ce bun! No! No! Ce bun! No! Wow, ce bun! Ce bun! What's the joke? Gluma e că e pedofil? Că gen... Asta era Michael Jackson sau... What's the joke? Asta e? Atunci de ce râdem? I don't know. În mod evident glumesc, dar gen, care este gluma dacă nu asta pe care am zis-o? Adică această glumă are, pare, haz să-i o faci efectiv unui om care îi plac copiii. Și am păstrat cel mai bun la final. Pentru sora mea. Cu sora mea Stepsis putem să ne jucăm un joc. Ghiciți care partea corpului ei nu are plastic. Ea nu are nevoie de airbag pentru că buzele ei au același efect. Bine! Vlad Neamțu! Bună seara! Eu sunt Vlad Neamțu! Am venit aici să satisfac lumea. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă la genunchii mei! Ok! E așa de... A căzut o literă în apă cu aia? Ok! De ce n-au lăsat? Trebuia să ducă cu camera acolo să ne arate litera aia în apă morții? De ce? A fost în final un... Ceva spectaculos! Trebuia să ducă să ne arate cum e aia în apă! E așa de greu să le faci roast prietenilor tăi. Dar nu e cazul aici. Basa... S-a dus băiatul de la tehnic. S-a dus băiatul de la tehnic. Dar nu e cazul aici. Uite! And I just love this man. You're good. Nici nu se vede. Dar de ce? De ce n-au lăsat în cadra? Nu, știi ceva? Nu, fuck it. Omule care a editat, îmi pare rău că rostuiesc munca ta, dar... Okay. Bathhouse e un spin-off dintre Familia Adams, Keeping Up with the Kardashians. Ah. Unde asta? Sunt celebru, scoate-mă de aici! Un film ieftin din Ardeal. Și High School Musical după 20 de ani. Sunt mulțumit că avem o grămadă de mâncare în frigider. Și totuși, nimeni nu a făcut în zilele astea clătite. Pentru că nimeni nu-i plac clătitele. Nimeni nu ghite clătite. Și mai ales nimeni nu ascultă clătite. Nu-i așa, Cezara? Nu cred! Nu! Pancakes! Dar eu nu înțeleg. Cezara a făcut parte dintr-un grup numit Pancakes. Înainte să existați voi în viața mea. Sper să nu vă speriați. Dar în Bass House avem și animale. Sunt ierbivore și, ce-i drept, uneori apar și în videoclipuri. Aplauze pentru Claudischi! Vă mulțumesc! Ham, ham! Că e gen vegan. Iasmina, oamenii spun despre tine că te machiezi oribil, că nu știi să te îmbraci, că ești prostă ca noaptea. Hai că te machiezi ok! Bruh! Bruh! Nu cred că that's the... Mulți zic că scurge din gură, că ești bai morții tăi, că așa... Ca noaptea! Că... Iasmina, oamenii spun despre tine că te machiezi oribil, că nu știi să te îmbraci, că ești prostă ca noaptea! Hai că te machiezi ok! Ce faci, bă, oaie? Valentin, mulțumesc. Aș vrea să merg cu tine la mare. Chiar nu știu să not și cu tine m-aș simți în siguranță. Plasticul... Te duci la roast. Mă piși pe tine, o prostru. Bă, tu ăsta, nu trebuie să-l rostuiești. Mă piși pe tine, coaie. Du-te-n p***a. Uite ce fata e, ești prost. Doar asta-ți faci. Putește! Not și cu tine... Aș vrea să merg cu tine la mare. Chiar nu știu să not și cu tine m-aș simți în siguranță. Plasticul plutește! Wow. Cioc, cioc! Cine e? Alexa! Exact! Care Alexa? Cine e Alexa? Cioc! Cine e? Alexa! Exact! Care Alexa? Cine e Alexa? Stai un pic, cine e Alexa? Exact! Aha, e! Nu, ok, that's mean! Nu mai știam cum o cheamă. Cam mai e gluma? Deci eu m-am simțit prost că nu am realizat, dar el a făcut gluma. M-am simțit prost că am confirmat gluma acestui om. Uite cu câtă poftă râdă ăștia, coaie! Exact! Care Alexa? Eu ce să tăvălești asta pe jos? Gata, s-a terminat! S-a terminat! Gata, acasă! Ce seara? Îmi aduce aminte de o păpușă ruseană. Alexa, col, mamaie. Ce atât de amuzant. Ce seara? Îmi aduce aminte de o păpușă rusească, plină de ea. Alexa e atât de bătrână, încât atunci când i-am spus să se comporte ca o persoană de vârsta ei, a murit. Ok, that was pretty good. Ok, Cezara? Dar ce ai cu mine? Cezara? Da. Stați un pic, Cezara. Mulțumesc, vreau doar să stau puțin fără să ascult vocea 5 minute, că mă vești atât de mult! Vă mulțumesc! Ascult vocea 5 minute, că mă vești atât de mult! Ok, e... nu știu că se încadrez la Ghost ce-a făcut omul ăsta aici, dar it was funny. Eu am scris glume acum cât m-au rostuit colegii. Sunt glume scurte, dar proaste. Începem cu Iasmina. Au mai venit cu temele nefăcute. Că vine vorba de proaste! Bro! Mina. Că fie vorba de proaste! Bro! Nume scurte, dar proaste. Începem cu Iasmina. Că fie vorba de proaste! Cezara e cu fițe și figuri, săraca. Dar n-avem ceva, ce o suportăm așa cum e. Se dă iubita mea, să facă și ea niște numere. Claudischi. Bună glumă. Nu-i place de sorsa că aduce golanda, el o aduce pe fosta. What's the joke? De ce să fac inside joke-uri la un roast? I don't get it. Și Alexa e atât de veche ca emisiunea în care dansează. Te rog, vino aici, vreau să le arăt. Te-ai auzit? Te-ai auzit? Oamenilor că ai scris mai mult la roast decât ai scris la bac. Deci este ceva... Eu o să încep cu începutul, bună colegă. Bă, futu-ți gu... Sper să mă iubiți și după, la fel cum o faceți în fiecare zi. Eu când am fost sunată să intru în acest proiect, să știți că m-am entuziasmat foarte, foarte tare, mi-a plăcut conceptul, foarte bun. Întrebarea cea mai importantă din toată chestia asta, cine o să mai fie în proiect? În momentul în care mi s-a dat o listă cam atâta, și de asta mă uit la Vlad, că tu ești obișnuit cu chestii de-astea. Mă uit la Vlad, că tu ești obișnuit cu ce chestii? A, care punică, la asta se referea? Nu înțeleg. Ok, bună, lista plină de irelevanți ca această canapea. Toată lumea, mă refer și la cu tine, bănică. Eu nu stau... Bro, that's not... Pe canapea, deci... Nu, tu ești mai jos decât noi toți. Efectiv, e concursul de jigniri random. Pe canapea, deci... Nu, tu ești mai jos decât noi toți, la un loc. Măi, să uită pe telefon. Canapea, toată lumea... Măi, efectiv, măi, oameni buni, this is so bad. Atâta. Și de asta mă uit la Vlad, că tu ești obișnuit cu chestii de-astea. Ok, bună, lista plină de irelevanți ca această canapea. Toată lumea, mă refer și la cu tine, bănică. Eu nu stau pe canapea, deci... Nu, tu ești mai jos decât noi toți, la un loc. They don't give a flying fuck. Bun. Bineînțeles că nu știam pe niciunul ei, mă știau toți pe mine și am să zic caut în parte pe fiecare, nu mi-a plăcut că am văzut micro-influenceri, toți care... Bro, ok, nu o să mai pun pauză, this is insane. Și am să zic caut în parte pe fiecare, nu mi-a plăcut că am văzut micro-influenceri, toți care... Și, na, trebuia să rezist cu ei, asta e, m-am complet. Clau Dischi... Aoleu. Bun, bă, frații mei, eu știu pe Clau. Dar noi, de fapt, nu ne știam așa din priviri. Și, sincer, nu mă gândeam că poate să fie mai plictisitor decât jurnalul de la ora 8 la care se uită bunica. Salut, frate! După ce te pișa pe toți că sunt vai morților, asta e gluma care ai venit? E plictisitor ca Denis. By the way, am aflat că ești vegan. Da. Nu se vede. Iasmina Saraș, pentru că am ajuns la grupul meu preferat. Doesn't even make sense. De ce nu s-ar vedea? Ce legătură are veganismul cu slăbitul? De frați, această divă, femeie fatală, care idealizează viața de student doar pe story. Înainte să o cunosc pe Iasmina, chiar nu mă așteptam să pot să suport o persoană mai egocentrică decât mine, mai fițoasă și mai leneșă. Aceasta... Bro! Bro, what the... Coaie! Prove, te ceartă măta după ședința cu părinții? Nu, nu te ceartă măta, te înjosește măta în fața... Nu... Bro! Cred că e un motiv pentru care e cadru doar pe ea, n-am să vă mint. Cred că e un motiv pentru care nu s-a mai schimbat cadru pe ei. Viața de student, doar pe story. Da, this is just pure, da, this is just pure spite. Femeia avea boală pe ei. Înainte să o cunosc pe Iasmina, chiar nu mă așteptam să pot să suport o persoană mai egocentrică decât mine, mai fițoasă și mai leneșă. Această Andreea... Da, și asta, cum îi zice, și delivery-ul e foarte supărat. E foarte nervos. Bă, this is scary, holy shit. Suport o persoană mai egocentrică decât mine, mai fițoasă și mai leneșă. această Andreea Tonciu de Bass House, doar cu Andreea Tonciu mai low budget. Și de ce zic low budget? Pentru că ea n-are nasul făcut încă. Vlad Neamțu. Pisi, vocea ta se potrivește la modul perfect cu Mickey Mouse, dar ca și personalitate ești exact ca Goofy. Înalt, slab, nu înțelege ce zice, nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui, are urechile exagerat de mari și mereu face pe fraierul neîncrezător pentru amuzamentul celorlalți. Damn, bro, bro, that's not a... Doamne, holy shit, that's just mean. Adică dacă erai vreun ratat ca mine care comentează de pe internet, nu cred că putea să doare, dar gen, you know each other, holy fuck, that's just horrible, holy shit. Ce zice? Nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui, are urechile exagerat de mari și mereu face pe fraierul neîncrezător pentru amuzamentul celorlalți. Damn, bro, god damn. So deep! Alexa Story, ce faci, Pisi, mă, ești bine, e ok? Bătrână, știu. E complet ok, vrei o apă? Măi, a crezut că roastul e momentul în care cumva e iertată dacă zice ce are pe suflet despre fiecare de asta. Adică nu e la modul că, oh, doamne, ce le-a zis sau puta mea, dar e weird câtă energie de asta de o să-i făcure pe acești oameni ca am voie. Câți ani are? Nu e și ea mai mare ca ei? Ca, adică are și ea tot așa 24-25 sau câți ani are? 18-19? Ah, lol, ok. Nu știu. E complet ok, vrei o apă, ceva de mâncare, eventual un aspacardind, cred că te ia cu inima. M-am explicat. Bro, she's just mean, holy fuck! This is amazing. Asta a fost de departe cel mai entertaining căcat la tot acest serial. Holy shit! Bro, she's just mean, dar uitați cum vorbește cu ea, vreuna spacă. Măi, dar cum faci acest show, măcar să le zici, uită-te și tu, uitați, scoți, nu știu, iei de pe file list roast-ul lui Justin Bieber de la Comedy Central și le dai ca temă să se uite împreună 40 de minute înainte. Doamne, Dumnezeule, mă, sau măcar, nu știu, scrieți-le voi glumele, Doamne, iartă-mă. E complet ok, vrei o apă, ceva de mâncare, eventual un aspacardind, cred că te ia cu inima. M-am descurcat. Atât. Ca aspacardind, gen ca bătrânii. Ah, ok. Iasmina Saraj! Băi, în primul... Iasmina, be like... Fă ce Zara! Să-mi... Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Acum văd și eu că, de fapt, tot ceea ce spuneți e o reflexie a propriilor voastre frustrări. Bun, hai să începem cu Alexa. Bă, nu prea am ce să zic de tine, ești super fată, sincer. Chiar e cea mai pacifistă dintre noi toți și matură. Se vede că e dintr-o generație mai înțeleaptă. Dar stai liniștită oricum, faptul că porți o altă șapcă în fiecare zi, clar te face să pari de vârsta noastră. Bă, cu Cezara e destul de ușor să te înțelegi. Trebuie să-i acorzi multă atenție, foarte multă, să nu-i rupi unghiile și să nu cumva să îndrăznești să faci vreo poză mai mișto decât ea, că te ucide din priviri. Ce-ți calmează-te, poți să te relaxezi, nu trebuie să fii mereu tensionată. Te filmează destul Mircea și Josh, crede-mă, nu e nevoie să încerci prea mult. În loc să ai 100 de milioane de nuanțe de rujuri la tine, extensiile de păr, lentilele albastre, ar fi fost de mare nevoie să-ți aduci un dicționar al limbii române sau o carte în bază, să mai citești puțin. Bro, Doamne, săracul Drăcea, cum stă acolo, vă rog eu frumos. Măi, săracul Drăcea, vă rog eu frumos. Doamne, Dumnezeule mare. Bine, acum după ce a zis asta, Doamne, iartă-mă. Imaginează cum Drăcea a povestit tovarășilor lui prin ce a trecut aici? Crede-mă că pot să-mi imaginez. Să ai 100 de milioane de nuanțe de rujuri la tine, extensiile de păr, lentilele albastre, ar fi fost de mare nevoie să-ți aduci un dicționar al limbii române sau o carte în bază, să mai citești puțin. Doamne, și atât de cringe, genul ăla de lucru pe care l-ar zice o mamă de-aia. În loc să-ți iei... De-aia de penal venind de la Jasmine. În loc să-ți iei unghii false, mai bine ți iei Dexul. Garam! Vino la mine când o să pot să articulez și altceva în afară de Anastasia Beverly Hills, Chanel și ce mai aveți voi în cap. Da? Doamne, sunt teribil de frumoasă. Dar doar atât. Vlad? L-a văzut cineva pe Vlad? Vlad mereu dispare. Efectiv, acum e aici după dispare. Deși pare cel mai sensibil de aici, vă jur că are bărbăția mai dezvoltată ca toți băieții ăștia la un loc. Știm, așa e. I mean, I think anyone can agree with that. Chiar așa e. Așa e. Știi cum e, pisica blândă zgârie rău. Da, atâta, vă rog, producția, nu mai băgați la water sports. Deci ieri era să asist la dispariția lui Mickey Mouse pe la Cusnacov. Vă jur pe tot ce am. Deci vă jur pe tot ce am. Claudeschi. Bă, Claudeschi are impresia că e cel mai tare din Bass House. Și nu neg asta. Dar cu siguranță ești cel mai cringe. În continuare supărat pe mine, el știe de ce. Cred că a postat deja 3 poze pe pagină, cu restul colegilor și cu mine nu. Ca și coleg de cameră e ok. Nu stă prea mult la baie, că își face duș din 2 în 2 zile. Are vreo... Sunt țarii care îi mușcă pe ăștia după peste tot pe unde îi prind. 2-3 schimburi în dulap, aceleași cu care s-a lansat în 2019. Băi, știați cât de ris are iubită? Da. Bă, asta m-am avut de zis. Glumesc! Eu nu mai pot să răspund sau să mă rog, am să predau microfonul. Am deliberat așa un pic. Da. Hai spune. Ce, cine câștigă? Da. Dar înainte tu câți ani ai? Vrei să spun? Da. 35. Wait, for real? Ok, eu credeam că îi trolează, credeam că are gen, nu știu, 28 sau ceva. Holy fuck. Holy fuck în sensul de... Gata, ce cauți aici, mă, nene? Fiecare cu aia lui. Da. Cine a câștigat? Da, dar trebuie să spui tu. Eu vreau să zic? Da. Vlad. Vlad, da, damn! Omul ăsta câștigă absolut orice de departe. Iar câștigă Vlad? Apare să toate! Hai să mai secundă. Știți că am fost la... Repet, eu am 35 și încă nu s-a trezit fata. Asta e ăla, dar așteaptă să-i dea biberon lui fisa. Umor, a trebuit să merg de 2 ori ca să fiu difuzat odată. Deci noi astăzi la Water Sport am stabilit că cel care se ridică pe flyboard cel mai mult în aer o să fie șeful casei mâine. Și cine a luat-o pe sus? Cine? Denis? Da, da, eu. Am fost deasupra lui. Și ce vrei, să te pun șeful casei? Sau da. Nu? Pe așa am stabilit cu șefa actuală a casei. Da. Ce părere ai? Eu sunt de acord. Adică da? Își merită locul. Ok, nu stai un pic. Are o total dimensiune faptul că această femeie are 35 de ani și vorbește despre șefia casei Bass House. Am venit Iron Man astăzi. Mâine vei fi șeful casei. Adică era fanii cu Claudeschi la 32, dar tu 35. Bă, da, fiecare... Eu nu fac... Să te război. Este Bass House. Bine! Este! Bravo, Denis! Sper că te-ai distrat cu noi. Ciao. Cel mai... Bass House. Bine! Este! Bravo, Denis! Mâine vei fi șeful casei, Bass. Dați-vă la drăcea. Bass House. Bine! Este! Bravo, Denis! Sper că te-ai distrat cu noi. Ciao. Cel mai mult. Bine! Este! Sper că te-ai distrat cu noi. Ciao. Cel mai mult, cel mai mult. Să mă mănânci că vă luați la revedere, dar dirigo așa mult. Deci efectiv m-am uitat la toate episoadele într-o zi și am început să dansez. Sincer, same. Sincer, same. Man, that was just... Holy fuck, dude. Doamne, holy fucking shit. Băi, efectiv s-au înjurat de moarte, au zis, păi un roast e în momentul în care ai voie să te înjuri de morți fără consecințe. Doamne, iartă-mă. Hai, pupici, pa.